Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Astăzi vom face o tartă, o crostată cu nuci. Aici avem și dulceață de nuci. Și cu Nutella o să punem în interior. Așa, și vom avea nevoie de 140 de grame de unt, de un gălbenuș, un ou întreg, 120 de zahăr brun sau zahăr tos, după fiecare pune, eu pun că îi dă un gust de caramel. Vom avea nevoie și de un praf de sare, 8 grame de praf de copt. Aici am 300 de grame de făină și dacă mai e nevoie mai adăugăm. 200 de grame de nuci măcinate și apoi vom umple cu Nutella. Așa. Și cu nuci din dulceața făcută cu voi în direct la țară. Suntem din nou în bucătăria mea de la Roma și să începem. Am să dau ingredientele deoparte. Așa. Și să începem. Aici am să pun un vas. Să-mi iau o palețică. Așa. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit. Și voi pune zahărul, eu aici am zahăr brun, pentru că îi dă un gust așa de caramel, este foarte bun. Și am să pun zahărul cu ouăl și cu gălbenușul. Și am să pun și praful de sare, așa. Și o să le amestecăm așa puțin. Eu astăzi am intrat în direct. Bună ziua, Liliana! Așa, bine ați venit tuturor, bine ai venit! Așa. Eu mi-am pus camera și pe TikTok să vedem dacă reușesc să filmez, dacă nu, facem doar pe Facebook. Și amestecăm așa bine, să se topească puțin zahărul. Să punem astea aici. Așa. Și amestecăm bine, bine. Voi adăuga și untul. Vom amesteca. Este foarte bine să-l aveți la temperatura camerei. Așa. O să-l tai așa, să-l fac mai micuț cu un cuțitaș. Să pot amesteca. Dacă aveți un robot sau un mixer, puteți face această operație și la robot, la mixer. Așa. Și amestecăm așa bine. Deci pentru cine a venit mai târziu, astăzi facem o crostată, o tartă cu nuci, puteți pune și fistic și alune de pădure măcinate, 200 de grame, cu Nutella, o să umplem cu Nutella și cu nuci din dulceață
făcută cu voi la țară. Acum suntem din nou la Roma. Începem din nou aceste rețete în direct, să le facem împreună. Și am pus aici un gălbenuș, un ou întreg. Am pus zahăr brun. La început la video am spus toate ingredientele. 140 de unt, 120 de zahăr brun. Eu pun zahăr brun pentru că îi dă un gust de caramel, dar puteți pune și zahăr tos. Chiar și zahăr pudră, dacă vreți, puteți pune. Așa, am 8 grame de praf de copt, am pus și un praf de sare și aici mi-am pregătit 300 de făină. Dar o să vedem dacă mai este necesar. Așa, nuca o să o punem în aluat. Așa, și amestecăm așa bine totul. Se face foarte, foarte repede. Așa, voi adăuga și nuca pe toată. Cum am spus, puteți pune și alune de pădure, și alune, și fistic, și ce doriți în interior. Sau le puteți pune și toate amestecate. Așa. Și acum amestecăm așa bine. Le amestecăm așa bine pe toate. Așa. Eu imediat am să deschid și cuptorul. Să dăm și la cuptor. La 180 de grade și o lăsăm circa 20 de minute, nu mai mult. Dar oricum vedem dacă este gata. Așa, amestecăm așa bine toate aceste ingrediente. Dacă e posibil, lăsați jumătate de oră la odihnit aluatul. Așa. Și amestecăm așa bine zahărul. Nu se mai simte aproape deloc. Vedeți? S-a format așa ca o cremă. Încă puțin. Încă se mai vede untul. Și amestecăm așa bine totul. Așa. Vedeți? Așa. Și acum începem să adăugăm din făină și praful de copt. Punem și praful de copt, 8 grame de praf de copt. Eu mi-am pregătit 300 de făină, dar o să vedem cât ne intră. Și amestecăm. Încet, încet. Punem puțină și apoi o să frământăm puțin aluatul cu mânuța ca să ne dăm seama de consistența aluatului. O să-l luăm așa de pe lingură. Mă ajut și cu făina. Așa. Cum să vedem. Mai trebuie făină și mai adăugăm. Puteți, din acest aluat puteți face și fursecuri și cornulețe
Așa. Este foarte moale și mai adăugăm făina. Aluatul nu trebuie să se lipească de degete. Așa, mai adăugăm încă puțină. Deci cam circa 300 de grame de făină intră. Deci cât am pregătit. Așa, ia să o adaug așa pe toată. Și acum frământăm puțin. Și aluatul nostru este aproape gata. Nu trebuie frământat prea mult. Așa. Ca să rămână fraged. Vedeți? Ia uitați-o cum arată. Și acum o să lăsăm puțin să se odihnească aici. Între timp o să deschidem cuptorul. Ia uitați-l. Așa. Am să mă clătesc pe mânuțe. De aici. Eu mi-am pregătit așa o tavă, este ovală, dar orice fel de tavă aveți. Așa, și voi pune o parte din aluat aici și lăsăm să se odihnească. Dau drumul și la cuptor. Eu am să dau și sus și jos, dacă aveți, dacă nu, doar jos. Este un cuptor electric. Așa, și voi lua din compoziția mea. Ia uitați cum arată. Așa. Voi lua o parte. Și o voi întinde direct aici. Are unt și nu este nevoie de hârtie de copt. Și o întind așa, pur și simplu, aici. Vedeți? Așa. O puteți întinde și pe o foaie de hârtie și apoi o puneți în formă. Nu o fac prea înaltă, o fac cam la jumătate de înălțime, că este de 3 degete, deci o fac cam la jumătate și am să scot surplusul și împingem așa cu degețelul, vedeți? Cu degetele. Deci puteți lăsa aluatul jumătate de oră să se odihnească, este cel mai bine, se întinde și mai bine. Așa, și acum să tăiem. Așa, cu un cuțitaș, cam la jumătate. Am să scot așa surplusul. Gros, facem mai subțire.
așa, să fie drept. Scoatem surplusul. Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Să știți că am să schimb numele la pagină și am să spun prăjituri, bucate gustoase, unguente, creme pentru față și corp, rețete pentru săpunuri și multe, multe altele. Să-mi lăsați răspuns în comentarii dacă ar fi mai bine așa să-i dau acest nume. Ca să știți că facem multe pe această pagină. Așa. Și toate rețetele le găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și acolo cred că am să schimb. Așa, ca toată lumea să știe ce fac eu. Așa, ia uitați, vedeți? Și acum am să dau puțin deoparte. Am să scot o hârtie de copt unde o să întindem aluatul și mi-am pregătit câteva forme de floricele unde o să punem nucile. În interiorul tăvii o să punem puțină Nutella. Bună ziua, Viviana! Și mie mi-era dor de o îmbrățișare. Vă îmbrățișez pe toți și pe toate. Așa. Într-o parfuriuță o să scoatem din nuci, nuci verzi puse la făcute dulceață. Așa. Și să le scoatem, să punem așa aici, să-și mai lase din zeamă. Nu știu dacă ați mai făcut așa cu nuci verzi, cu nuci din dulceață. Eu dulceața am făcut-o mai subțire, nu am făcut-o prea groasă. Așa că o folosesc la prăjituri. Așa. Cuptorul se încălzește între timp și imediat o să dăm la cuptor. Așa, și să le scoatem aici. Cum am promis, o să facem zilele următoare înghețată. Eu mi-am pregătit și mașina de înghețată aici pe masă. Așa, înghețată poate fi făcută și fără mașină. Doar că durează mai mult timpul la congelat. Și din oră în oră scoatem și la început cu un mixer mixăm ca să rupem cristalele de gheață și după aceea cu o paletă de lemn mai groasă și amestecăm bine, 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 bine de câteva ori și înghețata este gata. Deci nu este neapărat nevoie de mașină de înghețată. Așa, mai scoatem că mai trebuie. Să scot și o hârtie de copt să ne facem să lăsăm deocamdată atât. Am să dau deoparte. Dau deoparte o hârtie de copt. Am să scot așa o bucată. Și am să pun așa câte o bucată din aluat aici.
să-l întind. Am să-l întind așa cu sucitorul puțin și apoi am să tai. Deci, cum am mai spus, trebuie lăsat măcar o jumătate de oră la odihnit aluatul, că se lucrează mult mai bine. Așa. Acum, după ce am atins, am să pun puțină Nutella în vasul meu unde fac crostata. Așa, și am să pun o lingură, două. Și întindem. Așa, întindem un strat subțire, nu prea gros. Să mai pun o lingură. Așa, două linguri cu vârf. Întindem așa bine peste tot. Deci am pus două linguri cu vârf. Și acum nu ne rămâne decât să punem nucile și să facem floricele. O să încerc să tai așa. Să iau așa cu palețică. Și să ne facem și margine. Am să păs așa în jos. Ia să vedem. Cu linguriță am să fac și apăsăm așa cu linguriță în jos. Vedeți? Marginea cum vine așa. Și am să apăs așa încet, încet cu lingura. Nu știu dacă se vede. Așa. Am să fac peste tot. Să ne întoarcem la nucile noastre. Avem nucă. Aici avem... Și am să iau așa o nucă și am să o pun în interior. Și o așezăm aici. Cred că am să așez mai întâi floricica. Tăiem din nou. Să vă arăt unde este. Așa. Cum am spus, aluatul trebuie lăsat să se odihnească puțin. Așa. Și am să pun
Nu știu dacă se vede, am să pun așa aici floricica și nuca. Vedeți, cam așa vreau să le pun. Și am trei forme și am să lucrez cu toate trei și am să tai. Așa. Și acum le scoatem, luăm surplusul și îl dăm deoparte. De aceea trebuie lăsat la frigider ca se lucrează mult mai bine. Așa. Așezăm aici, una lângă cealaltă și ridicăm și petalele, dacă reușiți, sau decorați cum vă place. Eu astăzi vreau să decorez așa. Vedeți, așa am să le așez încet, încet. Încet, încet am să le așez una lângă cealaltă și punem o nucă. Așa. Este foarte, foarte delicat acest aluat și dacă îl țineți la frigider, el se mai întărește și puteți lucra altfel cu el. Așa. Așezăm așa nucușoarele noastre. Sper că se vede. Și aici, ridic în sus, puțin. Uitați cum vine. Încet, încet, o să punem așa peste tot, doar puțină răbdare. Apoi mai întindem puțin aluat și mai facem. Așa. Mai am încă una și apoi întindem alta. Din nou. Așa, mai întindem din nou aluatul. Și cred că o să mai scoatem și câteva nuci. Mai iau puțin aluat și mai întind. Așa.
Vă puteți ajuta și cu puțină făină, dacă doriți. Aluatul, nu lucrați prea mult ca să nu se întărească, să rămână fraged. Ca să nu activați glutenul. Așa. Și acum tăiem din nou. Puteți face cu acesta, luați și fursecuri și cornulețe, doar că trebuie lăsat la odihnit ca să puteți lucra cu el și îl țineți la frigider și se întărește și se lucrează altfel. Așa. Încet, încet și cu răbdare. Ia uitați, așezăm așa aici și punem o nucă, nucă din dulceață. Așa. Luăm alta. Așa, ne ajutăm încet, încet. Și acum umplem. Și punem așa peste tot. Mai luăm o nucă și imediat dăm și la cuptor. Uitați. Petalele le puteți ridica puțin. Așa. Și aproape am terminat. Și cu restul o să facem fursecuri. O să le dăm formă cât stă tarta la cuptor. Așa, și mai ridicăm așa din... Da, au ajuns toate care le-am scos. Mai punem încă una. Și ia uitați cum arată. Așa, vedeți? Așa. Și acum o dau la cuptor. Și apoi noi o să facem câteva fursecuri. Și dăm la cuptor. Și aici avem aluatul care ne-a rămas. O să-l strâng pe tot. Ia uitați-l. Așa. Acum o să facem fursecuri. Și o să punem câte puțină Nutella în interior. Așa. Am să iau și am să fac așa biluțe. Ca să le fac puțin mai mari.
și le așezăm așa aici. Și imediat vă arăt și la cuptor cum iese tarta. Mai întâi facem biluțe și după aceea le dăm formă. Deci cât de cât să fie egale. Deci am început săptămâna cu această tartă delicioasă cu nucă. Deci pentru cine a venit mai târziu, am băgat la cuptor tarta cu nucă umplută cu Nutella și cu nuci din dulceață. Și am pus 140 de unt, 120 de zahăr brun, dar puteți pune și zahăr tos, zahăr alb. Apoi am pus un gălbenuș și un ou întreg, un praf de sare, 8 grame de praf de copt, 300 de făină, 200 de nucă în aluat. Și am umplut-o cu Nutella și cu nuci din dulceață. Așa, ia să vedem. Biluțele sunt gata. Ia să le așezăm așa. O să le dăm formă cu acest vârf de la storcătorul de la lămâi. Așa, ia să vedem. Vedeți? Și o punem puțin în Nutella în mijloc. Să le dăm formă mai întâi. Vedeți? Facem o mică presiune așa peste. Dacă vedeți că se lipește, puneți puțină făină. Așa. Și scoatem așa încet. Facem și fursecuri. Aici apăsăm așa puțin și scoatem. Să mă uit. Ne uităm și la cuptor să vedem cum este. Așa. Nici m-am uitat la ceas. Imediat vă și arăt cum. Așa. Vedeți cum vin? Uitați-le. Așa. Și o să punem puțină Nutella și o bucățică de nucă din dulceață, deci din nucile verzi. Dulceața făcută cu voi la țară, la bunici.
trecut vacanța, ne-am întors la Roma și de acum începem aceste directe să facem împreună. Așa. De mâine începem să facem și înghețată. O să facem câteva zile înghețată, apoi o să facem și săpunele realizate la rece, să le vedeți pe viu. Eu am făcut pe Facebook foarte multe rețete live de săpun realizat la rece. Și cu lămâie, și cu salvie, și cu aloe. Și toate rețetele le găsesc pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Așa. Și acum aducem butonelul nostru de Nutella și îl punem așa aici. Și o să punem așa câte puțină Nutella pe fiecare. Așa. Și punem așa puțină, puțină. Puțină, puțină. Puteți pune și ciocolată dacă doriți. Topiți ciocolata și puneți puțină. Așa. O să mai iau puțină Nutella. Nutella este foarte bună în prăjituri, că nu curge, deci nu iese din prăjituri. Așa. Pe canalul meu de YouTube găsiți și rețeta la Nutella, deci cum am făcut-o, deci este făcută cu alune și untul de alune, îl găsiți rețeta. Foarte, foarte multe rețete. Așa. Puțină răbdare, le umplem pe toate. Așa, am să dau puțin mai aici. Și după ce le pudrați cu puțin zahăr pudră, după ce le scoateți din cuptor, tarta a început să miroase foarte crostata noastră, să miroase foarte frumos. O să mă uit să văd. Este aproape gata. Imediat vă arăt. Așa. Deci circa 20 de minute. Și ori puteți pune nucă, câte o bucățică de nucă în mijloc, sau din dulceață, cum am făcut eu astăzi, dacă aveți. Dacă nu, puneți nucă, miez de nucă peste. Și am terminat și cu Nutella și dăm deoparte. Și acum voi lua de aici câte o bucățică de nucă, așa, și voi pune în mijloc. O să împart în patru. Și voi pune. O să scot.
câte o bucățică de, să dau mai în față să se vadă, de nucă din dulceață. Sau puteți pune miez de nucă. Eu îl împart așa în patru. Și pursecurile sunt gata de dat la cuptor. Ne uităm imediat să vedem crostata noastră, tarta noastră, sau cum vreți să-i spuneți. Așa, să mai scot o nucă. Scoatem nucă din borcan, deci nuci vers. Așa, să mai scot două. Așa. Și tăiem așa în patru. Cred că am pus peste tot. Și să vedem la cuptor. Să vedem crostata. Uitați cum arată, vedeți? Așa, și dată cu zahăr pudră, o lăsăm să se răcească și după aceea o scoatem din... O mai las încă puțin, că mai trebuie. Încă puțin și după aceea este gata. Dăm și fursecurile la cuptor, la 180 de grade, tot așa 15 minute. Și avem grijă. Aceasta este rețeta de astăzi. O rețetă super, super delicioasă de crostată, cu un aluat fraged cu nucă și umplută cu Nutella și cu nuci din dulceață cu nuci. Sau puteți pune nuci, miez de nucă peste, dacă nu aveți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. O să ne vedem și mâine dimineață. De mâine începem înghețata. Și să-mi lăsați și un mesaj în comentarii ce fel de înghețată vreți să facem, care vă place cel mai mult. Eu zilele trecute am mai publicat rețetele mele de înghețată. Eu am făcut înghețată cu pepene galben, cu arbuz sau pepene roșu sau lubeniță, depinde din ce zonă sunteți și sunt delicioase. Înghețată doar din fructe. Înghețată de cafea, înghețată de ciocolată, înghețată de kiwi și multe, multe altele, de lămâie. Așa, și de mâine începem să facem, să-mi lăsați mesaj ce fel de înghețată vreți să facem. Și eu am să mă uit la comentarii și apoi decid. Și o să facem la mașina de înghețată și am să vă explic și cum se face înghețata fără mașina de înghețată, deci să o aveți exact așa, pufoasă și moale. Vă pup și vă doresc multă sănătate. O zi frumoasă. La revedere! Pupici tuturor și vă mulțumesc încă o dată din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Vă doresc multă sănătate. O zi frumoasă! Pupici!